Salut! Am dus tractorașul la detailing. Avem 323.529 de kilometri. Și hai să mai vedem o dată. Ok. Și hai să vedem cum arată mașina după detailing. Uite, la kilometrajul ăsta, uite cum arată butonul de start-stop. Eu am văzut mașini cu 200.000 de kilometri la care butonul de start-stop, uite aici așa în mijloc, se albește deja. Cel mai probabil că mașinile alea au circulat mai mult în oraș sau, încă o variantă, le-a fost dat kilometrajul înapoi. Uite-te și levierul de la schimbătorul de viteze. Cum arată. Roată-roată. La mașini cu mai puțin kilometri am văzut semne mult mai nasoale de uzură. Hai să vedem și pedalele. Da? Și pe pedale nu, se cunoaște că mașina asta a circulat cel mai mult în afara localității. Și atunci n-am apăsat așa mult nici ambreiajul, nici frână. Și pe care de consecință pedalele sunt în stare bună, deși eu nu le-am schimbat. Ok, hai să vedem ce s-a întâmplat cu pielea. Pielea era deja lucioasă de murdară și acum nu mai lucește. Scaunul șoferului, care teoretic e cel mai uzat, și uite aici la multe mașini cu 200.000 de kilometri scaunul, uite aici a mai rămas subit de mizerie în partea asta, da? Deci în partea asta se rupe tapiseria. Vă dați seama că alea n-au avut 200.000 de kilometri. Oricât ai fi de gras și te bagi în mașină, după 200.000 n-are voie să se rupă pielea. Asta are 300 și ceva de mii de kilometri și pielea la scaunul șoferului e în stare ok. Uite și aici pe laterale. Da? Acum deja am adus mașina. Deci am murdărit pedalele, se vede. Da. Piesa de rezistență este scaunul pasagerului, care din punctul meu de vedere a ieșit foarte bine, pentru că are mult mai puține urme de uzură. Așa, nu știu dacă o să se vadă foarte bine plafonul. La plafon i-am zis să nu insiste decât aici unde copiii l-au murdărit, pentru că dacă cureți plafonul la detailing, riști să se desprindă și n-am vrut să riscăm. Dar, în orice caz, se vede că arată mult mai bine mașina. Fețele de uși, care sunt acoperite cu piele. Aici erau foarte murdare. Și aici lucea deja murdăria. Și acum eu zic că e ok. Acum, niciodată nu o să poți să ai pretenția după un detailing să arate mașina ca nouă. Pentru că mașina asta, peste 4 luni, împlinește 12 ani. 12 ani și 323.000 de kilometri. Eu zic că arată destul de bine. Uite aici, mai rămas un pic de mizerie. Și încă o dată, nu e mașină nouă. Nici nu avem pretenția asta. Dar, pentru vârsta ei, putem să zicem că arată destul de bine. Uite aici cum arată și bancheta. Și inclusiv aici s-au curățat foarte bine interiorul. Și o să pun pe thumbnail o poză cu înainte și după, pentru că acolo e cea mai relevantă comparație. Aici pe jumătate, aici era negru și aici era curat. Cine mi-a făcut mie detailing-ul ăsta?
Îl cheamă Lib Armin. Are un atelier de detailing auto în satul mare și îl puteți găsi pe pagina de Facebook Lib Armin PFA. Dacă ești din satul mare, recomand cu căldură. Nu mă crede nimeni. Nici eu n-am crezut când am văzut prețul. Și ca să demonstrăm, aici e prețul. Da? Lib Armin PFA. Prestări servicii 250 de lei. Pentru 250 de lei, domnul Lib Armin a făcut o treabă extraordinară și nu pot decât să-i recomand serviciile. Eu sunt mulțumit de ce a lucrat. Într-adevăr, a lucrat o zi întreagă. I-am lăsat mașina la ora 10 și bonul e cu ora 19:30. Am ajuns pe la 7:30 după mașină. Hai să vedem și de aici. Parcă avem lumină mai bună. Uite, scaunul pasagerului aproape ca nou. Să mergem și pe dincolo. Bineînțeles că mașina e murdară pentru că plouă. Și aici, dacă sper mașina, după un drum, arată exact la fel. Da, uite, de aici se vede chiar bine. Deci scaunul pasagerului ca nou. Și, haideți să vă arăt și portbagaj, că munca de toată ziua. S-a văzut, am scos preșurile ca să se vadă mai bine. Și a curățat portbagajul și mi-a curățat inclusiv aici la roata de rezervă. Locul ăsta era execrabil de murdar. Și acum, nu o să zic că arată ca nou, dar arată mult mai bine decât înainte. Ce zici? Cum arată tractorașul după detailing? Eu sunt încântat de cum a ieșit. Dacă ți-a plăcut cum arată tractorașul după detailing, te rog să-mi dai un like, apeși butonul de subscribe și să-mi lași un comentariu să-mi spui ce părere ai tu despre o mașină de aproape 12 ani și 323.000 de kilometri, cum arată după o curățare. Până data viitoare, toate cele bune și că se apropie sărbătorile, vă doresc sărbători fericite și liniștite alături de cei dragi. Ciao, ciao!